Geronda, după ce toată ziua stați de vorbă cu atâta lume, seara sunteți istovit, însă dimineața, pe chipul sfinției voastre, nu se mai vede nicio urmă de oboseală, ci sunteți luminos. Cum se explică asta? Ei, eu nu tai frânghia, nu întrerup legătura cu Dumnezeu. Gheronda, uneori, când din pricina ascultării nu merg la pavecerniță și sunt foarte obosită, îmi spun să mă întind puțin și voi rosti rugăciunea lui Iisus, dar în cele din urmă mă ia somnul și nu fac nimic. Nu așa binecuvântatul, chiar și atunci când ești foarte obosită să nu te întinzi pe pat fără să faci rugăciune. Să spui un Sfinte Dumnezeule și Psalmul 50, să săruți icoana lui Hristos și a Maicii Domnului, să faci semnul crucii pe perna ta și apoi să te culci să pui ceasul să sune cu o oră înainte de a începe slujba, ca să te scoli și să-ți faci canonul. Este trebuință de silire, dar să o simți ca o necesitate, să te silești cu toată inima. Pe dătătorul de bunăvoie îl iubește Dumnezeu. Și atunci când nu am deloc râvnă, să te silești pe tine însăți să faci ceva duhovnicesc să te îngrijești ca în fiecare zi să faci puțin studiu și puțină rugăciune. Studiul, rugăciunea, psalmodia sunt vitaminele care îi trebuie sufletului în fiecare zi. Să nu lăsăm să treacă ziua fără să facem rugăciune. Îmi aduc aminte că în război, atunci când treceau mai multe zile fără să atacăm, trăgeam în aer câteva focuri de armă. Dacă nu făceam așa, dușmanii ar fi zis, Aceia dorm și ne-ar fi luat prin surprindere. La fel să facem și în nevoința duhovnicească. Dacă vreodată ne simțim istoviți și nu ne mai putem îndeplini toate îndatoririle noastre duhovnicești, să nu tăiem frânghia, adică comunicarea cu Dumnezeu, ci să facem măcar câteva metanii, câteva șiraguri de rugăciuni. Adică să tragem vreo două rafale ca să nu ne robească tanga la chim. Iar după ce ne vom reveni, să începem iarăși nevoința noastră după rânduială. Atunci când cineva își lasă cele duhovnecești, dacă nu face măcar câteva metanii, vreo și rac de rugăciuni, se sălbăticește. Treburi poate face, rugăciune însă nu. Văd monahi care fac tot felul de treburi fără oprire și lasă studiul duhovnicesc și rugăciunea. Hai să fac și pe asta, hai să fac și pe cealaltă și renunță la rugăciune, iar în cele din urmă se sălbăticesc, devin ca mirenii. Am văzut argați care o zi întreagă, de dimineața până seara, puteau să stea în soare și să cioplească sau să taie lemne, însă întrăită plată să le fi dat și nu puteau să stea în biserică mai mult de jumătate de oră, ci ieșeau afară și fumau. Am observat lucrul acesta, când omul nu se roagă, se depărtează de Dumnezeu și devine ca boul. Muncește, mănâncă și doarme. Și cu cât se depărtează de Dumnezeu, cu atât mai anevoioase devin lucrurile. I se răcește inima, după care nu se mai poate ruga deloc. Iar ca să-și revină, trebuie să-i se înmoaie inima, să înceapă pocăința, să se cutremure. Gheronda, de ce am nepăsare? Ne păsare pentru că îți lipsește păsarea. Se vede că nu te-ai îndulcit cu cele duhovnicești. Gheronda, după o perioadă de nepăsare, mă ajută să încep treptat nevoința, adică într-o zi să fac un șirac de boabe de rugăciuni, a doua zi două și așa mai departe. Ca să pui început bun, trebuie să ai dispoziție să începi și să te silești puțin pe tine însăți. Chiar de-ar fi cineva frânt de oboseală, dacă se va sile puțin pe sine, oboseala va trece și se va simți bine. Această mică strădanie pe care o face are mare importanță, pentru că Dumnezeu nu așteaptă decât dispoziția noastră pentru ca El să poată interveni. Și aceasta este ceea ce ne va mântui, dumnezeiasca intervenție. Gheronda, chiar și atunci când am timp, tot nu am poftă să fac cele duhovnicești. Ei, se întâmplă câteodată să avem această lipsă de dispoziție, însă este trebuință de puțină silire. Când cineva este indispus, de obicei nu are poftă de mâncare, dar se forțează și mănâncă. Are sau nu are poftă, mănâncă ceva ușor la început, pentru că altceva nu-i primește stomacul și încet încet îi vine pofta. Cum să se pună pe picioare dacă nu va mânca? Așa să faci și tu. Nu trebuie să te lași pe tine însă-ți pradă trândăviei, pentru că te vei distruge. Să începi cu hrană duhovnicească ușoară ca să-ți revii treptat. Să te străduiești puțin câte puțin ca să începi. Cu adevărat, Gheronda, îmi este foarte greu să-mi încep în duhovnicești. Da, pentru că uleiurile tale sunt înghețate. Să faci puține metanii, puțin studiu, puțin, Doamne Iisuse, ca să ți se încălzească inima. Să spui, voi face numai cinci metanii. Dacă îți va porni motorul, după aceea nu-l vei mai putea opri, ci va trebui să-l frânezi. Gheronda, atunci când nu am poftă de cele duhovnicești, cum să pun început? Să faci un lucru duhovnicesc care te mulțumește și astfel îți va veni pofta și pentru celelalte să întinzi masa duhovnicească și vei afla ce alege pofta ta. Vrei să citești puțin? Vrei să faci un șirac de Doamne Iisuse? Vrei să faci un paraclis? Vrei să citești psaltirea sau să faci câteva metanii? Dacă nu ai poftă de nimic, ei, atunci îți trebuie bătaie. Geronda, pot să încep de la locul de mână? Poți, dar în același timp să rostești și Doamne Isusem. Dar nu cumva, făcând ceea ce mă mulțumește, fac voia mea? Ascultăm, în cele duhovnicești trebuie să-i dăm sufletului hrana pe care o dorește și o cere el singur. Așa se îndulcește, se hrănește și este îndemnat să facă mai multe nevoințe duhovnicești. Vezi, atunci când ne îmbolnăvim și organismul cere ceva, îi dăm ceea ce cere ca să ne facem bine. Când eram mic, m-am îmbolnăvit de anemie și ceream să mănânc lămâie. Părinții mei, neștiind dacă am voie să mănânc lămâie, nu mi-au dat și așteptau să vină medicul. În cele din urmă, când a venit medicul, mi-a recomandat să mănânc lămâie pentru că organismul meu avea nevoie de vitaminele pe care le conține lămâia. Gheronda, în această perioadă, pentru a înfrunta nepăsarea, M-am străduit să respect un program. E bun programul, însă mai întâi trebuie să intre în lucrare inima și apoi programul. Geronda, n-ar fi bine să-mi rânduiți Sfinția voastră un program? Programul pe care ți-l rânduiesc este să faci lucrul duhovnicesc care te mulțumește. Să nu te stresezi, și să cercetezi de ce fel de hrană duhovnicească are nevoie sufletul tău, și pe aceasta să-i o dai. Când simți nevoia să cânți, să cânți. Când te atrage studiul, să citești. Când te atrage rugăciunea lui Isus, să rostești rugăciunea. Să faci orice alt lucru duhovnicesc dorit, numai să nu te constrângi pe tine însăți. Cred că ai înțeles. Să procedezi în felul acesta acum, la început până ce ți se va îndulci sufletul, după care vei intra într-o rânduială duhovnicească care te va trage de la sine. Nu te neliniști, căci cu harul lui Dumnezeu va porni motorul tău și vei alerga. Gheronda, cum vă mai puteți ruga când sunteți atât de obosit? Pe mine rugăciunea mă odihnește și am văzut că numai rugăciunea îl odihnește cu adevărat pe om. Când ea se face din inimă, alungă și oboseala și somnul și foamea, pentru că sufletul se încălzește, după care nu mai vrei nici să dormi, nici să mănânci. Trăiești într-o stare mai presus de fire și te hrănești în chip diferit. Te hrănesc cele duhovnicești. Gheronda, nu am dragoste de rugăciune. Încă nu ți s-a încălzit inima și rugăciunea se face dintr-o nevoie lăuntrică. Le faci pe toate sec, militărește. Cum îți începe rugăciunea? Încep Gheronda cu gândul că trebuie să mă rog pentru mine și pentru toți. Ah, ce ciudată mai ești! La tine totul e cu trebuie. Trebuie să mă rog, trebuie să fac cele duhovnicești, trebuie, trebuie și te zorești. Este bine că există în înăuntrul tău această putere, dar să începi cu un gând smerit, o durere. Să te străduiești să te doară inima și atunci nu te vei zori, ci vei simți bucurie. Va exista în lăuntrul tău veselie. Gheronda, simt în sufletul meu o constrângere. Nu există în lăuntrul meu întraripare duhovnicească. Te bucuri când te rogi? Mi se pare că te zorești puțin. Pornești cu mărinimie să faci ceva, dar fără să-ți dai seama, intră și puțin egoism. Să fac atâtea metanii, spui, să fac atâtea și raguri de Doamne Iisuse. Să măresc numărul de metanii, să măresc numărul de rugăciuni. Și toate acestea nu le faci pentru dragostea lui Dumnezeu sau pentru cineva care are nevoie, ci doar așa ca să faci multe, să te sfințești. Adică nu spui cu smerenie, de vreme ce Dumnezeu a spus, fiți sfinți, voi face și eu ce pot ci mergi cu o logică seacă. Trebuie să mă sfințesc. Gheronda, cum să mă forțez să mă rog? De ce să te forțezi să te rogi și să nu te rogi din mărenimie? Și cum să fac asta, Gheronda? Dacă te vei gândi la binefacerile lui Dumnezeu, te vei gândi și la Dumnezeu, la binefăcătorul tău, și vei conștientiza nerecunoștința și păcătoșenia ta după care vei cere mila lui. Când simte cineva marile binecuvântări ale lui Dumnezeu, se întărește, îi se încălzește inima și ajunge și la rugăciunea neîncetată. Gheronda, când îmi fac rugăciunea la chilie, stau tare neliniștită ca nu cumva vreo soră să deschidă ușa și astfel să-mi plecinuiască răspândire. Eu, dacă sunt în stare de rugăciune și deschide cineva ușa, prefer să mă lovească cu securea în cap decât să mă vadă în acea clipă când mă rog. Este ca și cum ai zbura și vine unul și-ți staie aripile. Voi nu ați trăit încă stări duhovnicești în vremea rugăciunii ca să înțelegeți cât îl costă pe cineva să-l deranjați în timp ce se roagă. Nu ați simțit această părtășie cu Dumnezeu când omul se ridică oarecum de pe pământ. Dacă ați fi avut astfel de experiențe, i fi respectat pe ceilalți când se roagă. Dacă ar fi existat această sensibilitate duhovnicească, ați fi cugetat cum să-l întrerup pe celălalt în vreme ce se roagă. Ați fi înțeles ce mare pagubă îi pricinuiți și ați fi luat aminte. Nu spun să luați aminte cu stres și cu silire, ci cu respect față de cel care comunică cu Dumnezeu. Dar dacă nu există această sensibilitate duhovnicească, să existe cel puțin sensibilitatea lumească în sensul ei cel bun. Să vă obișnuiți să bateți la ușă și să spuneți cu voce tare, pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase Fiului Dumnezeu miluiește-ne pe noi, ca celălalt să poată sta liniștit și nu să fie mereu cu frică că se deschide ușa. Altceva este să mă aflu în starea de veche duhovnicească și altceva este să stau mereu neliniștit ca nu cumva cineva să-mi deschidă ușa. Asta obosește, te zdrobește. Geronda, se poate ca vreo soră să facă aceasta din simplitate? Nu este simplitate ca o soră să bată în ușa alteia și fără să audă amin, să deschidă și să intre înăuntru. Mă mir că faceți una ca aceasta. Se poate ca cealaltă soră să plângă în rugăciune și să nu vrea să fie văzută. Eu, când merg la vreo chilie vecină și aud că citesc slujba vecerniei, stau și un ceas afară în frig și spun Doamne Iisuse ca să nu-i întrerup și să taie din slujbă. Cum să deschid ușa când îi aud psalmul diind? Cum să intru? Dacă intru, este ca și cum aș avea dreptul să o fac. Se poate ca aceea să-mi dea acest drept însă eu nu fac asta. Vine din egoism, ca și cum eu sunt cineva și nu țin cont de celălalt. Să existe această sensibilitate lăuntrică. Odată, când eram la Sinai, am văzut doi copii de beduin, un băiat și o fetiță, rugându-se pe drum cu comboloiul. Atunci eu m-am oprit și m-am retras încet, așteptând să-și termine sărmanii copilași rugăciunea și abia apoi să-mi continui drumul pentru că nu exista altă trecere. Gheronda, de îndată ce încep să mă rog, îmi vin în minte obligațiile care mi-au rămas neîndeplinite la ascultare. Nici eu, când am obligații neîmplinite, nu mă pot liniști. De aceea, dacă vrei să nu ai răspândire în vremea rugăciunii, să-ți spui în rânduială repede obligațiile tale și numai după aceea să începi rugăciunea, spunând în mintea ta, spre deosebire de sufletul meu, toate se află în bună rânduială. Ia să mă îngrijesc să le pun în rânduială și pe el. Geronda, mă gândesc că, dacă aș fi avut vreo greutate în viață, aceasta m-ar fi ajutat să sporesc în rugăciune. Ce vorbești? Trebuie să fie război ca să-L cauți pe Hristos? O stare duhovnicească exterioară bună este cea mai bună condiție pentru o stare duhovnicească lăuntrică bună. Rugăciunea cere ca cel ce se roagă să fie nerăspândit în cele exterioare și aranjat în cele lăuntrice. Nerăspândirea ajută mult în viața duhovnicească. Gheronda, de ce mă ies atunci când mă rog? Nu trăiești intens. Ai slăbit nevoința, iar acum mergi împinsă din spate. Dacă ești neliniștită din cauza unei probleme care te preocupă, mai poți să dormi. Vezi, unul din recunoștință față de binefăcătorul său poate să nu doarmă o noapte întreagă ca să facă rugăciune pentru el. După aceea trebuie să cugete, bine, pentru omul care mi-a făcut bine am privegheat, dar pentru Dumnezeu care s-a răstignit pentru mine, nu pot să priveghez ca să-i fac pe plac? Gheronda, se poate ca toropeala să provină din slăbiciune trupească? Da, Uneori toropeala vine și din istovire, din hipotensiune sau hipotermie sau din alte cauze. Să afle fiecare cauza și să procedeze ca atare. Gheronda, cum se poate să-l ia somnul pe cineva, deși se roagă cu durere pentru o problemă? Dacă într-adevăr există durere pentru acea problemă, atunci nu-l prinde somnul. Este nevoie însă să se silească puțin pe sine, dacă atunci când se roagă este în chilie, să arunce puțină apă pe față ca să plece somnul. Mă cuprinde moțăiala la privegherii. Ce să fac? Să o zdrobești. În biserică omul moță e pentru că se liniștește, sufletește și obosește, trupește. Dar când te străduiești să nu te ia somnul, atunci aceasta cedează și pleacă. Desigur, după vreo două-trei ceasuri iarăși moței, însă somnul acesta este greu și îl alungi cu mai multă greutate. Dar cu stăruință este alungat și el. Dacă pleacă primul și al doilea tren al moțăielii, s-a terminat. Somnul a plecat. Geronda se poate ca la o priveghere să mă străduiesc și două ceasuri ca să alung somnul. De ce nu-l trimis la spitale, la psihiatrie? Să spui, Dumnezeul meu, dăruiește somn tuturor celor care nu pot dormi, fie pentru că suferă, fie pentru că au nervi încorădați. Să faci din somn o tabletă și să o trimiți prin rugăciune tuturor celor care nu pot dormi și se chinuiesc să rămani, iar tu, zi și noapte, să-L slăvești pe Dumnezeul.